E și o perioadă în care absolvenții au finalizat cursurile, sunt intrați așa în mare parte în vacanță, sigur că mai sunt și alte emoții cu alte examene, dar îi sfătuim să se înregistreze de urgență în evidențele agenției, pe toți cei care sunt interesați, evident, să ocupe un loc de muncă. Și de ce? Pentru că dacă vor ajunge să depășească termenul limită de 60 de zile de la data în care au absolvit studiile, nu vor mai putea beneficia de primele care le sunt destinate celor care au terminat o formă de învățământ. E vorba de prima de inserție, care se acordă doar dacă s-au înregistrat în evidențele noastre în timp de 2 luni de la data absolvirii, nu de la data bacalaureatului. Precizăm asta tocmai pentru ca să ajungă la toți cei interesați de un loc de muncă, dacă într-adevăr își doresc să se angajeze. Dacă doresc să urmeze studiile, atunci vor fi absolvenții de studii superioare, cu care vom discuta ceva mai târziu, pentru că ei termină spre sfârșitul lunii acesteia. Ei, dar pentru liceeni e timpul să se înregistreze în evidențele noastre, pentru că prima de inserție se acordă în momentul în care vă angajați, în termen de 2 luni de la data absolvirii, și sunteți și înregistrați în evidența noastră, și este o primă în cuantum de 1.500 de lei, deci vă premiem pentru că vă angajați. Și cuantumul se acordă în 2 tranșe, 750 de lei la momentul semnării contractului de muncă cu durata de peste un an și 750 de lei la sfârșitul anului în care ați lucrat. Este o primă care a început să fie din ce în ce mai interesantă pentru absolvenții noștri, chiar și pentru cei cu studii superioare. Am acordat destule prime anul trecut pentru absolvenții, a fost introdusă în cursul anului trecut această primă și sperăm și anul acesta să fie absolvenți interesați. Și le mai dezvăluim absolvenților și posibilități în care ei își pot alege o calificare în ideea în care n-au finalizat o specializare potrivită pentru ceea ce își doresc ei. Pot urma un curs gratuit de formare profesională în domeniile căutate de piața muncii și sigur, vor fi informați și cu privire la evoluția locurilor de muncă vacante aici, în Suceava și în străinătate.